ajutor și a ales poate singur o astfel de lansare pentru ziua de astăzi, pentru lumea de ziua copilor. Este un scriitor care, îmbolnăvindu-se, a murit foarte tânăr și a avut o mare sensibilitate pentru tot ce înseamnă inclusiv lumea copilăriei, pentru om în general și pentru tot ce înseamnă lumea copilăriei. A fost un foarte bun analist al sufletului copilăriei și a lui ca copil, copil minune și copil, copil tragic. Împotriva biografiei, este un tip ales social, poate provocător de copii. La această ediție pot să beneficia de documentarea amplă pentru ediția de opere complete de lume. A terminat în această ediție un altru studiu în povesti, teoria, atunci teoria biografiei. A adăugat niște imagini sfântice din romanul Gheata și romanul Doris. Și portretele în Google și alte scopate de la documentare. Este o biografie critică care nu își propune nici să construiască, nici să deconstruiască satul. Este o biografie empatică, dar care nu caută să impună certitudine acolo unde ele nu există și mai degrabă este foarte atentă și foarte sensibilă la detaliile și la tot ceea ce compune viața unui scriitor care nu se și-a încercat să-și explice existența prin ceea scrisul lui. O, pentru asta, anumită felicitat Doris este o întreprindere foarte complicată să se despre un om care trăiește cumva într-o știa din corona în tot ceea ce se află în jurul lui. Deci are o viață construită din diferite viață care își o și scrie de undeva de sub piele. O să încerc să te bagi pe sub pielea unui astfel de scriitor, unui astfel de personaj. Mi se pare foarte curajos și foarte meritoriu. Am aici în mine pe autor, pe Doris Milonescu și doi excelenți scriitori literari și foarte meritoriu. Radu Vancu și Cosmin Ciocă. Înainte să le dau cuvântul, vă citesc doar un scurt poem primit de Blanchard în postisoare către prietenul lui Sasha Cano, un poem autoportret, ca să vedem cu cine avem de-a face. Spune Max Weber, în vârstă de 24 de ani, trăiește, trăiește lângă mare, la soare, se preumblă prin nostalgicele curți ale oamenilor și pe trotuarele lise curat de praf. Zărâșe o fată, în fie sau scoită, privește, nu știe, nu înțelege, conturul visului alunecă direct prin lui, în plină și absurdă realitate. Vârtejurile lui nu pot fi închise într-un sarcar, iar corăbile lui pornesc fără să se adune. În vidul celor patru alt pereți, își structează corpul divers. Halucinant de exact, există. Viața lui e precisă pentru că se petrece așa. Scrie întâi sub piele, apoi transmite pe cuptir. Doresc să-l citesc și m-am bucurat foarte mult că am avut ocazia să redactez cartea asta. Și Radu Vancu, care să-mi spun cum am citit-o sau am recitit trebuie să vă mai spun că este o carte unică, nu s-a făcut până acum o biografie de acest fel, o biografie de fapt completă a lui.